cu Ioana Brușten. În, în comunitate. <coughs> și împreună cu Gabriela Pascaru, BC food blogger, fondator Arta Gustului, specialist în comunicare, trainer gastronomic și încă câte și mai câte, Gabriela, bine ai revenit la București Fem. mă bucur că suntem din nou împreună. Bine v-am regăsit! Uh, astăzi uh, o să povestim uh, despre un eveniment uh, de tradiție, chiar dacă el între timp și-a schimbat denumirea. Anul trecut, cred că aproape pe vremea asta povesteam uh, despre alimentația rațională pentru sănătate. Se întâmpla, se întâmpla la colegiul uh, Vladislav Harnaj din București atunci. Correct. Anul acesta. Uh, S-a rebranduit evenimentul, în sine, în esență, a rămas același lucru, dar se numește Academia Junilor Bucătari. Așa este. Și sub această umbrelă, începând de anul viitor, vor avea loc mult mai multe evenimente. Vor fi o serie întreagă de workshopuri. Va fi acest eveniment, la fel ca și înainte de două ori pe an, ediția de vară și ediția de iarnă. Și vom mai veni cu o surpriză despre care nu voi vorbi acum, știi tu din ce motive, dar care va fi la fel un proiect nou în România, adresat elevilor din clasele de bucătari. De fapt, vorbim aici despre un eveniment sau un set de evenimente de educație alimentară și gastronomică. Oră. Cele mai mari evenimente de acest tip care se întâmplă în România. Așa este. A fost o muncă nici nu știu cum să mă exprim. A fost foarte, foarte multă muncă ca să ajungem aici. Acest eveniment l-am început în 2017, dar educația alimentară, ca și program, am început în 2015, când am devenit ambasador Jamie Oliver. Deci, practic, de acolo a pornit totul. Avem nevoie de educație alimentară oh, da. cu toții și nu e vorba aici doar de elevi, dar sigur, trebuie să începi de undeva și să-i crești în uh, spiritul corect, dar chiar toți avem nevoie. Toți avem nevoie și cu atât mai mult elevi din clasele de bucătari, pentru că uh, ulterior ei absolvă absolv acest liceu și uh, se regăsesc o diplomă în buzunar, doar că trebuie să aibă niște cunoștințe foarte solide pentru a fi angajați. Și așa cum mă povesteam noi puțin mai devreme înainte de a intra în emisie, vedem în ultimii ani cât de mare nevoie este pe piața românească, în domeniul Horeca, că se pomenește și se povestește, mai ales în sezonul estival despre asta, de oameni specializați, printre alții și de bucătari, că nu vorbim aici doar de servire și doar de serviciile din hoteluri, ci și de bucătari. Cât de nevoie, mare nevoie este, cum nu sunt, cum se caută, Uh, și toată lumea e disperată, că turiști sunt grămadă și avem D o problemă. Da, uh, este o problemă care persistă de ani de zile, doar că s-a agravat situația. Nu așa să mă înșel, dar din ultimele date pe care le dețineam, cred că la începutul verii lipseau circa 20.000 de, de persoane. Pentru industria Horeca, asta per total, nu mă refer doar la, la bucătari, uh -huh. la ajutor bucătar și așa mai departe, ci și ospătari, barma, mă rog. Dar e vorba de uh, a, a ști știința. Să știi ce să faci. Exact, pentru că până la urmă este o meserie, este o meserie superbă, dar trebuie să ai mentori foarte buni și trebuie să-ți placă mai ales, pentru că ok... Ai făcut uh, acel liceu de... nu mai vrei să mergi mai departe și te reorientezi, te-ai înscris la filologie, de exemplu. Am văzut uh, foști fost, uh, fost publicitari care au devenit bucătari extraordinar de bun, deci se poate orice. Dar uh, trebuie să-i respectăm pe ele, trebuie să le dăm ceea ce au nevoie cu adevărat și să ne dăruim mai mult decât, uh, hai să-i zicem, este fișa aceea postului sau... Uh, orele pe care le, le ții, mm, nu contează dacă stai mai mult, dar dacă ai reușit să-i deschizi uh, mintea către cunoștința unui elev care te întreabă lucruri pe care nu le știe sau nu cunoaște o anumită terminologie, eu cred că este datoria noastră morală să-i învățăm. De fapt, asta este rolul școlii. Până la urmă, vorbim despre ceea ce ar fi normal să se întâmple. Indiferent că vorbim de școală. Tradițional. de stat, tradițional sau vorbim de educație alternativă, până la urmă tot educație se numește și este binevenită dacă aceste programe aduc un plus valoare elevilor, dacă pleacă bucuroși, dacă pleacă fericiți de acolo, dacă te caută ulterior pe Insta sau pe Facebook și te întreabă, doamnă, dar asta cum? Uite să-ți dau un exemplu, un fost elev de-al meu, este ajutorul meu la bufete suedeze pe o anumită anvergură. Uhum. Deci am curajul să lucrez cu el Este suficient de bun, Am învățat suficient de bine Da, și vrea să învețe în permanență Mai, mai mult, mai mult, mai mult Și a, aici îți crește sufletul când vezi că te întreabă Că vrea să învețe, că vrea să cunoască cât mai multe Cum zicea reclama pe care am pomenit-o mai devreme Mâncarea asta nu e atât de mâncatul Și mâncarea nu sunt lucruri simple Cum ar putea crede <laughs> Correct. lumea Corect de data aceasta, acum, în decembrie, în câteva zile, pe 9, 19. În 19, evenimentul se întâmplă la Colegiul Tehnologic Mihai Bravo. Exact, acolo unde a și început proiectul pilot în 2017. Aha, deci se închide un cerc, cumva. Corect. <laughs> ok, ce se va întâmpla acolo, în, sub umbrela Academia Junilor Bucătari? practic, evenimentul este aproape identic ca cel de dinainte. Avem panelul 1, unde încerc să aduc de fiecare dată invitați speciali, invitați pe care le vin, nu îi pot întâlni altfel, șefi renumiți, oameni din Horeca care le pot vorbi despre lucruri de care chiar au nevoie. Iar la ora 1 începem în campionatul Este un campionat creat pe un anumit format Sunt mai mulți elevi într-o grupă Primesc rețetele create de mine doar cu câteva minute înainte de campionat Așadar nu pot să googlească ca să, ca să vadă Să se inspire Exact Prin bunăvoința partenerilor mei le oferim absolut toate ingredientele de cea mai mare calitate Care se găsesc pe piața Horeca din România și au un timing de o oră, maximum o oră și 10 minute, în care trebuie să vină cu produsul finit. Anul acesta uh, uh, încerc să le pun pe o greutate mai mare, în sensul în care vor avea două uh, preparate de, de realizat, unul mai simplu, unul mai complex. Și ca de fiecare dată premiem uh, cel mai frumos plating, cel mai gustos plating, cea mai bună echipă care a lucrat într-o simbioză, pentru că până la urmă ei, într-o bucătărie, vor lucra în echipă. Uh -huh. Și dacă nu știu să lucreze în echipă, să se ajute, nu se ajunge nicăieri. Și atunci încercăm să îi motivăm cu premii frumoase, cu avem DJ-ul oficial al evenimentului care ține în suspons în anumite clipe când mai au câteva minute să se termine. Și atunci asta, va, asta se va întâmpla. Va fi cam ca și în emisiunile pe care le cunoaștem cu șefi? Da, da, cam da, asta da. este modelul. Da, 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 pentru că avem o comisie care jurizează de gustă preparatele la final și premiile sunt date chiar pe merit. Bănuiesc că îi prinde atmosfera asta pe da, da. participanți. Bineînțeles că da. Iar eu încerc de fiecare dată să mă pun la mintea lor. Am înțeles. Am văzut că anul acesta o să fie și un workshop uh, da, tematic înainte. acolo. Exact, biscuiții de Crăciun, pe data de 14 decembrie, este deja a doua, a doua ediție. Anul trecut am obținut rezultate foarte bune și am creat uh, 10 sau 11 feluri de, de biscuiți din cei mai buni biscuiți din lume. Wow! Iar să... anul acesta facem 12 feluri de biscuiți și o prăjitură uh, tradițional uh, de Crăciun. Tu ai văzut, uh, când, în, înainte de a intra aici în uh, cabina de emisie, noi suntem trei fete aici prezente. Și, Haideți la workshop. Și Madalina <laughs> și Mona și eu ne înscriem pe listă. Vrem și noi să facem biscuiți de Crăciun. <laughs> să ne înveți și pe noi. <laughs> E un privilegiu să te întâlnești așa cum spuneai cu șefi, cu mentori care să ți explice Correct. lucruri pe care poate, iarăși cum povesteam, nu le înveți neapărat așa cum ar trebui de la firul ierbii din școală, chiar dacă este o specialitate, e o, o școală de profil. Ca Correct. apoi tu să construiești mai departe și să tot adaugi peste cunoștințele, peste cunoștințele exact, astea, pentru că vezi tu Bunica mea mi-a spus întotdeauna că viața este o, o, lecție continuă. Că niciodată nu poți să spui că ești intelectual în baza unei diplome de facultate. Pentru că un intelectual citește și se cultivă toată viața. E așa și cu meseriile. Eu cred că a fost așa o, și este un soi de, să nu fiu înțeleasă greșit, de libertinaj să ne asumăm acest cuvânt, șef. Uh -huh. Șef, 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 șef. Eu știu că pe vremuri, și cred că și acum se aplică la marile case, un șef, ca să ajungă la această titulatură, muncea 12, 14, 10, ani, 15 ani, ca să îi se spună șef, dar în momentul în care îi se spunea șef, înseamnă că te plecai până în pământ în fața lui. Deci, se pun. Se pune căruța în fața boilor, cum zicem noi în Ardeal. Ne plac titulaturile, așa exact. cum în fotbal toți antrenorii sunt și așa, mister, așa mister, sunt mistă, așa da, sunt șefi corect, corect. în bucătărie. E frumos, sună bine, dar hai să începem de la cuvântul bucătar și la ceea ce știe să facă un bucătar. Și un bucătar bun este ca orice fel de meseriaș în domeniul da, lui. Dar bineînțeles că da, se învață în permanență, adică nu este o rușine să nu știu un lucru, doar cere, cere, întreabă și... Poate se găsește pe undeva cineva care să-ți răspundă cu toată inima și cu toată deschiderea în mod corect. Gabriela, elevii aceștia cu care lucrezi tu, de la clasele și școlile de profil, sunt pasionați? Își doresc să devină bucătari, să învețe continuu? O mare parte dintre ei, da. O altă parte, nu. Am discutat deseori cu, cu ei Unii dintre ei au găsit locuri doar aici După examenul de ce numeam noi treaptă Acum se numește capacitate, capacitate, sau evaluare națională Exact, da. evaluare națională Adică o întâmplare cum se întâmplă de atâtea ori în viață da. Au picat dar Aici. să știi că sunt mulți care chiar, chiar, chiar vor și își dau silința și eu le doresc să ajungă exact unde își propun. Păi dintre aceștia se vor alege Doar profesioniștii. Că eu le spun întotdeauna că comportă foarte multe sacrificii și că trebuie să meargă să-și deschidă aripile larg să zboare cât mai sus posibil. Oricum, este un eveniment de anvergură. În cele șase ediții care au avut loc până acum, citeam că au fost implicați peste 4.000 de elevi și cadre didactice Corect. în aceste evenimente și workshopuri. Adică, area de răspândire a informației este mare. Dacă vorbim de aria de răspândire, cifra ar putea să fie pe puțin de două ori mai mare, dar eu vorbesc la contactul direct. Aha. Cei care au fost fizic la eveniment, cei care au beneficiat de, de evenimente, deci la asta mă refer cu cifra respectivă. Acest tip de, de întâlnire, eveniment, cum se va fi pe 19 decembrie, se petrece într-o zi? E o zi plină de dimineața da. până după amiaza? Da, începem la orele 10 cu cuvântul de bun venit al doamnei director, cu cuvântul de bun venit al meu, după care începem cu panelul 1 și trecem la panelul 2, se încheie în jur de orele 16. Uh -huh. Deci îi chilărim. <laughs> da, este, este o zi densă și este, plină. Este, tocmai de aceea am făcut tot posibilul ca evenimentul să aibă un DJ al său, ca să aibă o atmosferă cât mai tinerească, să se simtă fie. bine. Exact, tocmai din acest moment avem un bufet permanent pe toată durata evenimentului, de unde e normal de la 10 până la 16 să li se facă foame și atunci n-au cum să atingă plating-ul până după jurizare și atunci le punem la dispoziție uh, și un bufet permanent uh, ca să poată să, să-și ia vitaminele necesare. Până la urmă sunt adolescenți și au nevoie de vitamine. Înțeleg că este și o echipă mare de voluntari. Așa este. Ei de unde vin? Ei de unde vin? Vin din multe domenii. Uh, o am pe Cristina, care este food blogger, o am pe Maria Andrei, care este colegă de-a voastră, este jurnalistă, uh, fotograf, în art, Nicolae Coșnicerul cel mai cunoscut din țară, uh, doi foști elevi de la Mihai Bravu sunt anul acesta în echipă, o colegă, Adelina, de la colegiu, Mă rog, sunt 11, un farmacist. Mm, deci, interesantă am mulți... combinația da, asta, am compoziția. Mulți, am mulți prieteni care vin, Călin Rădulescu, bloggerul de călătorii. De -de deci sunt mulți, mulți. Iertați-mă dacă am uitat pe cineva, dar <laughs> o ce vreau să spună cuvântul înainte de eveniment. Dar ei știu că iubesc pe fiecare dintre ei. Da. Și cu siguranță fiecare are rolul lui acolo bine corect, determinat. Corect, ajută foarte, foarte mult. Fără o echipă de voluntari nu s-ar putea realiza în ziua respectivă tot ce se întâmplă acolo, pentru că chiar dacă de din afară nu ar prea, este o logistică imensă în spate. Uh -huh. Și fiecare știe exact ce are de făcut și cum. Suntem astăzi în comunitate cu Gabriela Pascaru Bisi, food blogger, specialist comunicare, fondator Arta Gustului, trainer în gastronomie și povestim despre un eveniment care va avea loc pe 19 decembrie, Academia Junilor Bucătari la Colegiul Tehnologic Mihai Bravu din București. Vreau să te întreb dacă ce se va întâmpla acolo este într-un fel deschis și publicului care ar vrea să vadă ce se întâmplă. Nu ne-am gândit la această variantă deocamdată, dar cred că ar fi interesant, doar că, nu voi vorbi cu doamna director, doar că aceasta comportă o logistică și mai delicată. Clar, se, se complică lucrurile. Exact, pentru că evenimentul l-am gândit dedicat strict elevilor din clasele de bucătărie în România. Pot o transmise live pe Facebook. Uh, nu m-am gândit la lucrul acesta. Personal nu pot să, să mă ocup de acest lucru, pentru pe că eu, e altă parte, probabil. Eu de la 10 dimineața până la 16 sunt cu microfonul în mână. Deci, cum, cum se zice, pe la noi nu mai pică microfonul din mână. <laughs> no. Și atunci, practic, nu mă pot ocupa de acest lucru și chiar mi-ar mi-ar fi de folosință dacă m-ar ajuta cineva, pentru că ar fi senzațional ca să vadă și părinții elevilor care participă. Ce, Ce se întâmplă acolo? acolo și cât de, cât de frumoasă e de atmosfera și cât de... Uh, în momentul în care începe să le treacă timing și nu sunt gata, DJ-ul pune muzică fix în filmele aia. Urg lacrimile. <laughs> și vezi, săracii, cu minte tensiune mintă. și exact. dramatism. Tensiune și dramatism. Și vezi cum intră în vria aia de, de final, și atunci când îi văd că nu mai pot să anunț, vă mai dau 10 minute, Hai! și ridică muzica. Deci, atmosfera este splendidă și chiar mă gândesc să duc evenimentul acesta și într-un oraș precum Constanța, de pildă, care are. 3 sau patru licee de specialitate. Vom vedea. Sunt foarte multe planuri pe anul viitor. Anul, pentru anul viitor am creat o serie de 12 workshop-uri pe total, uh -huh. unele de două zile și altele de o singură zi, în funcție de complexitatea preparatelor pe care le facem, pentru că, știi, dacă nu facem în jur de 10 preparate în ziua respectivă, ziua nu-și are valoarea, din punctul meu de vedere. Și atunci m-am gândit, de pildă, ziua pastelor făinoase este de două zile, pentru că în prima zi îi învăț și preparăm împreună sosurile de bază, celebrele sosuri de bază italiene, iar în a doua zi preparăm manual pastele făinoase, cum făceau bunicile italiene odinioară. Și bunicile noastre, eu mi aduc aminte pe bunica făcând. Corect, corect. Bun, și uite, la prima ediție au învățat să facă pastele din grâu dur remăcinat, pastele cu ouă, pastele fără ouă, pastele doar cu albuș. Nu sunt atât de simple precum ar putea să pară unui pasionat de paste care doar le mănâncă bine, pasionatul care doar le mănâncă știe doar ce vede în farfurie. Corect. Nu știe ce se întâmplă înainte. Corect. Încă un subiect care este tare interesant și 29-30 ianuarie, Academia -a luat, Pastelor da. Făinoase. Academia Pastelor Făinoase. Cui nu i plac pastele? Eu rana n-am întâlnit încă pe cineva în această De viață ce? care să le respingă. Nu ai cum. Uh, am văzut că, apropo de paste, mi-am adus aminte că anul acesta este special, este o ediție specială și pentru că este internațională, pentru prima dată. Așa am gândit-o, dar având în vedere că am făcut rebranding-ul, uh -huh. o luăm cum de la zero. Am înțeles, am înțeles. O luăm o trebuia, de la... trebuia să fie și o echipă italiană, că exact. de asta pastele mi adus exact. să aminte exact. de această exact. amănunt. Așa este, așa este pentru că în ianuarie, la finalul lunii ianuarie, am reușit să închei două înfrățiri internaționale, colegiul Mihai Bravu cu școala de profil Ianas din insulele Sardiniei și Horeca Culinary School cu Ianas. Deci a fost așa trebuia să se întâmple înainte de pandemie, apoi știm ce s-a întâmplat și a tot trebuie să amânăm această înfrățire. Într-un final a avut loc în ianuarie anul acesta și asta deschide și alte porți, participarea reciprocă la programele Erasmus, atât în Italia cât și aici, workshop-uri comune și multe alte proiecte care se pot face, de pildă, Colegii din, din Sardinia ne-au invitat să mergem să facem o serie de, de workshop-uri, care ei le fac de obicei 7-10 zile. Acum este o chestiune de, de logistică locală aici, de organizare și eu abia aștept să, să se acceseze la programele Erasmus, pentru că este cea mai bună școală din Sardinia, de profil, uh -huh. și chiar au un sistem extraordinar de bun. Poate vom reuși să-l introducem și aici, în sensul în care școala se autofinanțează. Banii care vin de la, de la statul italian, de la Ministerul Educației, este un lucru dar școala se autofinanțează. În ce sens? Au restaurant didactic. Se prepară feluri de mâncare care se vând. Iar banii respectivi sunt reinvestiți în școală, sunt investiți în burse a celor mai bune elevi. Interesant. Ei fac crozon dimineața pentru profesori, pentru lumea care este aproape de școală, cappuccino, cafea și elevii fac toate acestea fără profesori. Și toți banii respectivi vin reinvestiți în școală. Deci ei Pot să fac o grămadă de proiecte, pentru că uh, septembrie-mai ei câștigă curat, curat, minimum 50-60.000 de euro din această școală didactică. Asta este un proiect sensațional, uh, deloc ușor de realizat în România, dar eu aș vrea să, să, să încerc să dau cu capul, în pereți și pentru asta, pentru că este fabulos. Mai povestim, cum noi ne întâlnim cel puțin o dată pe an, cine știe. Ar, ar trebui mai des, o dată pe an aici, în fața microfoanelor, cine știe, data viitoare, peste un an sau peste mai mulți, poate că vom povesti și despre așa ceva. Doamne, ce mult mi-aș dori. Uh, Mi-a plăcut foarte tare uh, unul, am citit în comunicată de presă de ale voastre că unul din scopurile declarate ale acestui proiect este de acel acela de a aduna cât mai mulți elevi și profesori, cât mai mulți pe care să îi învățați teoretic și practic despre ce înseamnă alimentația bună, Rațională, civilizată și care să devină o obișnuință de fiecare zi. Pentru că, așa cum spuneam la început, avem cu toții nevoie de niște jaloane de genul acesta. Așa este. Ne, lăsăm, ne lăsăm tentați, ne lăsăm, cum să spun eu, atrași așa, în tot felul de capcane gustoase și care ne iau ochii, ceea ce nu e neapărat cel mai bun lucru de fiecare dată. Și este clar că trebuie să știm și care este varianta. Bună și, și sănătoasă, și gustoasă și sănătoasă în același timp. Uh, uite, apropo de asta, în urmă cu mai mulți ani, încă eram ambasador de uh, Jamie Oliver și am lucrat și cu clase de elevi mai mici, respectiv clasa 1 și oh, clase, chiar clasa nici... 4. -a și am întrebat, tu ce mănânci acasă la micul dejun? Uh -huh. Le făceam biletele pe care le trimiteam mamelor. <laughs> și îmi spunea, eu nu vreau să mănânc crembuș, dar mama am cumpără crembuș. Unde vreau să ajung cu asta? Este mai ușor să educi un elev, un copil, chiar și mai mic, decât să educi părinții. Pentru că oamenii au, deja vezi tu, așa, sunt încanalați pe un lifestyle și tot timpul spun că nu au timp, n-au timp, n-au timp să gătească, cumpără, gata, a făcut, se opresc la fast food-uri și așa mai departe. Ceea ce mai se zice, se întâmplă o dată pe an, cum suntem noi, că pregătim un eveniment și pe 18 este setup-ul, este ceva de, nu vrei să știi, și atunci, da, cumpărăm și noi ceva pentru că trebuie să ne și hrănim, că altfel le și acolo. Dar zi de zi sau aproape zi de zi nu este bine. Oamenii se sperie când au probleme de sănătate. Oamenii se sperie când iau kilograme și atunci se își forțează corpul să uh, mănânce sănătos. Dar este foarte simplu um, să mănânci cantități mai mici, să-ți pui ceasul, să sune la orele fixe la care să mănânci. Pentru că, în mod normal, sunt 5 mese pe care trebuie să le respectăm este micul dejun, este dejunul, este prânzul, este dejunul pomeridian și cina. Putem să le avem pe toate cinci pentru că metabolismul se obișnuiește la mai puțin de o lună cu aceste ore și îți dă semnalul că ai nevoie să, să mănânci ceva. Dar trebuie să învățăm să respectăm cantitățile. Iar dacă merge pe cantitățile stilului italian a dietei mediteraneene, ar fi extraordinar. Adică 70 de grame de paste făinoase la care se adaugă sosul și parmezanul sunt o masă completă. Uh, am impresia că noi păcătuim foarte mult prin cantitate. Da. Bucătăria și stilul românesc sunt foarte abundente. Da, da, să știi că păcătuim și cu cantitățile de hrană care se aruncă anual în România, în condițiile e care adevărat. avem peste 400.000 de, de copii care se culcă fără cină în țara asta. Și dacă te gândești la cantitățile de hrană care se risipesc, care se aruncă, atunci, wow! parcă, parcă aș face niște lecții să trimit doamnele cu bilețele, doamnelor, la doamnelor nu, nu, vă gândiți în rău, că nu o spun din răutate, dar cu bilețele pe cantități la, la prăvălie. Da, uh... Acum vin sărbătorile și să fac... Uh, rezerve și de colebil sau cum se numește. Da, de, da, da, de tot felul, da. Uh, oamenii țin post din anumite rațiuni. Unii chiar din crez, alții pentru că așa face toată lumea și așa de bine, dar în ajun de Crăciun și în ziua de Crăciun se mănâncă Wow, sunt mesele... Pantagruelic, să zicem. Pantagruelic, mesele sunt splendide când le vezi așa, dar este foarte, foarte multă hrană și eu mi-am dovedit-o de-a lungul anilor Că nu e nevoie să gătești atât de mult și la noi acasă, la doar Știi că e și doar de lean, da, uh, și șapte feluri de prăjituri, cozonacul, aperitiv, a, 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 Era foarte multă mâncare, dar erau și familiile mai numeroase și uh, parcă nu se risipea. Să știi că vreau să te întreb asta, uh, pe tine, trainerul gastronomic, cum ar arăta masa sau meniul de Crăciun, că ne ducem într-acolo spre sărbător și mintea noastră acolo este, cum arată rațional, sănătos și gustos? Uite, anul acesta încă nu am apucat să vorbesc cu Sandro ce își dorește, pentru că el, având și două evenimente în decembrie, știe că voi ajunge de Crăciun foarte obosită și atunci încearcă să mă menajeze și îmi zice, lasă că mâncăm ce găsim în frigider, <laughs> că chiar așa. O să-ți spun uh, ce am făcut anul trecut. Anul trecut uh, am pregătit un consume din uh, carne de uh, rață cu curcan, parcă, pentru ziua de Crăciun, pentru 25, pentru ajun am făcut o salată din tentacule de calamar, de caracatiță, am făcut uh, o farfurie de paste făinoase cu creveți și la felul de Reveți, dar am făcut porții foarte reținute, porții exact pe stil italian, plus un tort, tortul care îl făcea bunica mea, Esther Hazy, îl cunoști tu foarte bine, tortul din blat și cremă de nucă. O, da, o bunătate. Și mi-am demonstrat că pentru două persoane, care anul trecut am fost singuri, era suficient. Deci să ne gândim bine la cantități. Foarte bine la cantități, practic eu am făcut, cred că în jur de 200 grame de salată de caracatiță, cam 200-150 grame am făcut sosul de creveți și la creveți, da, am exagerat, am făcut 500-600 grame, grame cât era confecția respectivă pentru că ne plac foarte, foarte mult, dar fiind pește și fiind foarte ușor, nu există niciun pericol să te simți rău. Da, dar nu este. am făcut sarmale, nu am făcut friptură, Nu am făcut nimic din toate acestea. Sunt foarte mulți oameni, și foarte mulți dintre compatrioții noștri, care agrează și sunt îndrăgostiți de bucătăria românească ceea ce este absolut normal și este foarte bine, dar poate nu deodată sarmalele, friptura, <coughs> salatele multe și bă, adăugăm pe urmă Cozonaci și alte prăjituri. Și prăjituri și Nu de... totul deodată. Sărățele și și tot felul de nebunii. E, e cumva o, o nebunie care pleacă așa din, din, și din reclame și din imagini și din e, dorințe nesasisfăcute. În cazul meu nu. În cazul meu totul pleacă de acasă, din ardeal. Pentru că bunica mă crescuse în acele mirezme. La noi în ajun de Crăciun erau câteva mirosuri specifice prăjiturile erau toate gata, dar în ajunul de Crăciun se simțea mirosul de brad argintiu în toată casa, se simțea mirosul de sarmale fierte în vin alb, cum se făcea în familie, sarmalele husarilor, sigur ai auzit și tu de, de sarmalele acestea, acestea erau mirosul și mirosul de cozonac. Deci bunica nu făcea cozonacul cu zile înainte. Pregătea ce se putea pregătea înainte, dar în după amiaza zile de 24, atunci se puneau cozonaci în cuptor, cel puțin în familia mea. Și de acolo mi se trage totul. Aperitiv din ăla, aperitiv din ăla, porcul tăia, deci aperitive și de acolo. Și aia, așa, aia, așa, aia, așa, aia, așa, așa, Și până la urmă se făceau uh, o grămadă de preparate care trebuiau și consumate. Păi da, că era păcat Aveam un obicei cu dragul de el, cu bunicul meu. În dimineața de 25, cine se trezea primul, se ducea și tăia din toate prăjiturile. Și nu-ți exagerezi, erau pe puțin șapte o felul de prăjituri de sărbători, și tăia, așa cât de lungi erau tăvile, le punea frumos pe farfuria pufi. Hai la prăjituri! <laughs> <laughs> ăla, ăla era micul nostru dejun în zi de sărbătoare. Clar, ne-ai făcut pe toate să înghițim în sec. Iar de asta Paști este. și de Crăciun, bunica mea făcea cozonacul alb. Adică fără nucă în el, fără, mar, fără nimica, cel care îl mâncam numai pentru micul dejun zilele respective. Gabriela Pascaru bisi ne-a dus sărbătorile de Crăciun un pic mai aproape, acum în ajun de de Sfântul Nicolae, dar uh, cu toții ne gândim la cum o să fie, ce o să fie și eu zic Apropos să de Nic sfaturile. Sfântul Nicolae. Noi am uitat să urăm un la mulți ani din toată inima tuturor celor ce sărbează la noapte Ziua de Nume, la mulți ani Nicolete, Nicolai. Și toate derivatele numelui acesta frumos. Minunat! Mulțumesc pentru urare. sper că a ajuns la toți cei care ne ascultă. Eu vă spun mâine că sunt aici și mâine, așa că o să fiu. Dacă vrei, vin și mâine. Sigur, cu ceva bun, neapărat. Mulțumesc tare mult, Gabriela, pentru prezența ta astăzi aici. Eu Doresc îți mulțumesc. mult succes! să iasă exact așa cum îți dorești și să crească acest eveniment cu fiecare ediție, să fie tot mai, tot mai mare, mai frumos și mai nemaipomenit. Promit și discutăm și începând de anul viitor pe proiectele noi și o să vezi că o să-ți placă foarte mult. Sunt convinsă. Mulțumesc că a fost Gabriela Pascaru Bisi. Eu mulțumesc, sărbător cu bine tuturor. Așa să fie și pentru tine. Mulțumesc din inimă. Food blogger, specialist în comunicare, fondator arta gustului și trainer gastronomie. Am vorbit despre Academia Junilor Bucătari. Ca să știți, dacă ați pierdut pe parcurs ideea, asta se întâmplă pe 19 decembrie la Colegiul Tehnologic Mihai Bravu din București. Ioana Brușten sunt eu. Mulțumesc dacă ați stat alături de noi, mulțumesc dacă ați rostogolit și voi amintiri din copilărie și despre sărbători aici, ascultându-ne pe noi. Rămâneți și în continuare pe 98,3 știri la fix, apoi sens unic cu Marius și Eugen, iar cu mine vă reauziți mâine după ora 14 tot în comunitate. Până atunci, zi minunată tuturor! București FM. Aici e capitala.